Andrei pentru această expunere foarte bogată, dar foarte structurată și foarte clară. Încercăm să atragem atenția, să priveghem, să fim în stare de trezvie, fiindcă vremurile sunt rele. Cum spune Mântuitorul, ajunge zile răutate ei. Dar asta arată, sau unde spune în altă parte, în lume necazul veți avea. Creștinul nu este pus în lume să trăiască într-un paradis lumesc. Creștinul este pus în lume să mărturisească adevărul și dragostea lui Dumnezeu. Și aici accentuez ceea ce a constituit încheierea discursului fratelui Andrei. Dragostea față de oameni merge mână în mână cu mărturisirea adevărului. Dragostea și adevărul, spunea Părintele Galeriu, sunt conținutul libertății omului. Dragostea, adevărul și dragostea, dragostea și adevărul, puneți-le în ce ordine doriți. Omul este liber dacă este în adevăr și dacă iubește după modelul dumnezeiesc. Și cu siguranță că noi trebuie să, dacă, mă rog, încercăm toată ziua să iubim, să fim mai iubitori față de aproapele nostru, cred că a venit timpul să fim mai doritori, să căutăm adevărul, să-l mărturisim. Întâlnirile noastre de aici sunt pentru a vă atrage către cunoaștere, nu sunt un fel de suplimente cognitive, cum ar fi suplimentele de vitamine sau altceva, care le luați de aici, plecați, încărcați și nu mai e nevoie să studiați acasă. Aici este începutul. Vi se dă doar o direcție de cercetare. Dacă, probabil că sunteți cât de cât la curent cu faptul că lucrurile nu sunt așa de departe de România. Ieri a venit fata mea, de 17 ani aproape, clasa 10-a la un liceu mare din București, și mi-a spus cum la ora de religie, când profesorul a citit cele 10 porunci și a ajuns cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, porunca a 5-a, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, unul dintre elevii de clasa 10-a s-a ridicat, dar de ce nu scrie părinții? Deci contestarea creștinismului și iudeo-creștinismului este, deci a fundamentului civilizației actuale, este evidentă, dar vedeți cum pătrunde până la un copil de 16-17 ani care devine activist. Doar din dorința de a promova ceva care îi se pare cool sau nou sau corect. De fapt, trăim o vreme în care cuvântul Mântuitorului, copiii se vor întoarce împotriva părinților lor, are niște dimensiuni nemai întâlnite până în acest moment. Pentru că poate că nu vă dați seama. Numai cât am urmărit discursul, interviurile cu studenții care au votat. Și la primul tur, și la turul de acum. Dar la primul tur a fost mai evident. Există o ruptură pe care nu o conștientizăm. O ruptură uriașă între noi și generația de 18-20 de ani. Ca să nu mai spun ce se întâmplă undeva la 15 ani, 14 ani. E deja o altă generație acolo care nu are nimic de a face cu ceea ce cunoaștem noi. Deci pentru ei, tot ceea ce a existat nu are nicio valoare. Nicio valoare.
Nu contează cine au fost domnitorii României, nu contează care sunt granițele României, nu contează istorie, geografie, aproape ar putea spune nici matematică, dacă n-ar fi informatică. Nu contează nimic. Contează dacă ceea ce fac îmi place. Atât. Asta este un sol foarte bun pentru neomarxism. S-a șters cu ajutorul tehnologiei actuale, s-a șters ceea ce constituia, să zicem, zestrea de cunoștință necesară pentru a merge înainte. Acum se poate planta orice apă. Bineînțeles, eu nu sunt atât de pesimist, de felul meu. Și nu pot fi pesimist pentru că eu cred. Și nu pot fi pesimist pentru că eu cred ortodox. Și acum o să vă spun o mică prelegere de teologie. Prima dată ortodoxii sunt considerați drept, să spun, fanatici și intoleranți față de celelalte culte. Gândiți-vă cum a început această propagandă la noi și cum se continuă. E un, să zicem, e ceva periferic. Este o zonă periferică a discursului, dar este destul de puternică. Dom'le, ortodoxi ăștia, nu pot ei să-i suporte pe catolici, pe protestanți, pe ceilalți. Uite ce face Papa. Uite cum se întâlnește ceilalți protestanți, cum ne privesc. Adică, noi suntem undeva fundamentaliști, imposibil de clintit în dragostea noastră și în cunoaștere. Deci noi suntem plini de ură și închiși în noi înșine. Asta este imaginea despre ortodox. Și asta s-a, înainte să apară în România propaganda neomarxistă, era propaganda cultelor neoprotestante. Ce se întâmplă? Ortodoxul știe un singur lucru. Că Dumnezeu i-a dat o credință ca un fel de împărtășanie, așa spunea Părinte. Credința pe care ai primit-o de la strămoșii tăi, de la părinții tăi, este Sfânta Împărtășanie. Tu când auzi cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul adevărului, acel lucru constituie cel mai prețios lucru pe care îl poți afla în viața ta. Așa au trăit ortodoxii, nu prea mai trăim chiar așa. Dar am rămas cu un lucru. Adevărul, dacă l-ai ciuntit, nu mai e adevăr. Dacă ai amestecat ceva lângă adevăr, e altceva, nu mai e adevăr. Adevărul s-a pus deoparte, iar tu ești cu altceva în mână. Sau în minte. Ei, când zice Hristos, adevărul vă va face pe voi liberi, ca să revin la acel punct, înseamnă că fiecare cuvânt pe care ți l-a dat Hristos trebuie păstrat fără schimbare în vreo cirtă sau vreo iotă. Adică cele mai mici litere grecești, care nici nu se aud de obicei. Deci nu trebuie să schimb absolut nimic. Când într-o anumită parte a Europei s-a schimbat ceva în credință, lucrurile s-au stricat. Până în ziua de astăzi, când se dovedește faptul că acea schimbare din adevăr a dus la o catastrofă. Și ca să înțelegeți fenomenul, mă voi referi la un termen simplu. La o întâmplare, la ceva ce se petrece în acest moment, în, nu voi numi cu numele de biserică, pentru că biserica e una, în cultul protestant, nu știu al cui, din Suedia. Deci în instituția, să zicem așa, cultuală, cea mai importantă a Suediei, care este de, din câte știu, de influență luterană, se schimbă Sfânta Scriptură ca să fie LGBT-friendly. Fraților,
Noi nu putem să mai fim astăzi și dacă veți, dacă vă mai întreabă cineva care sunt diferențele între Biserica Ortodoxă și bisericile celelalte, cu catolicii încă sunt multe, să zicem, dar încă mai avem o speranță că se mai îndreaptă câte ceva, dar în partea cealaltă, niciun cult protestant aproape din Europa, în acest moment, nu se mai opune feminismului care se vede prin preoția femeii, nu se mai opune mișcării LGBT, pentru că acceptă și căsătoriile și acceptă și slujitori, mă rog, cum sunt la ei, pastori sau ce sunt ei, din aceste minorități, și în niciun caz nu veți auzi că se discută despre avort, ca păcat. Deci nu are niciun fel de legătură cu Dumnezeu ceea ce se întâmplă în protestantismul vestic, în acest moment. În rest, în protestantismul care a ajuns în Asia de Sud-Est, sau așa, acolo lucrurile sunt curate, sunt simple, pentru că oamenii aceia înțeleg lucrurile mai aproape de firescul lor și pentru că acolo musulmanii sunt foarte puternici și nu ai putea să introduci ideologia așa ușor. Deci, vreau să vă spun doar că lucrurile au ajuns la poarta noastră. Deci sunt deja o mulțime de oameni care bat la ușă. Se va începe cu, exact cum a spus fratele nostru Andrei, dar iubiți și pe ei că ce au. Ei nu, îi iubim. Eu vă spun sincer că am și spovedit câțiva. Adică nu că i-am spovedit, am avut discuții cu ei despre problemele lor. Și am încercat să-i ajut în problemele respective, care nu sunt neapărat legate de orientarea lor. Nu e aici problema. Problema este ideologia ale cărei victime sunt ei și în curând foarte mulți dintre copiii noștri. Că nu vorbesc acum numai despre această facțiune LGBT, este vorba despre tot ceea ce, tot acest libertinaj care este promovat, începând cu consumul băuturilor energizante în școli, fumatul și celelalte, până la toate formele de libertinaj care sunt permise în ziua de astăzi într-un mod absolut irresponsabil de către autoritățile noastre, care asemenea Departamentului de Stat infuzat complet de de neomarxiști și la noi lucrurile sunt la fel. Când a spus de partidul de stânga care aparent nu sprijină, aparent, într-adevăr, se referă la câțiva lideri care din când în când iau câte luau apărarea Catedralei Mântuirii Neamului sau nu știu ce, în timp ce partidul vota în bloc la Consiliul Europei pentru toată agenda neomarxistă și în timp ce șeful organizației de tineret al partidului care ieri a pierdut alegerile, să zic așa, și pe care le așteptăm să pierdă alegerile de mult, dar tot nu le-a pierdut cum trebuie, de pe vremea lui Iliescu, are o retorică neomarxistă absolută. Inclusiv, deci mi-aduc aminte, a fost înainte de referendum, am auzit ceva, să stea toate babele acasă, să stea toate, nu știu ce zic, mă rog, o retorică de un respect extraordinar, dar cum a spus, toleranța represivă. Deci toleranța represivă este termenul cel mai corect pentru a desemna starea în care ne aflăm. Pentru ei să fim toleranți, pentru noi să nu mai existăm. Întrebări, vă rog, către domnul Putin. Vă rog.